Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Ana Maria Santa și mă bucur să vă regăsesc la o nouă ediție a emisiunii Vocea Străzii. Emisiunea de săptămâna trecută nu a rămas fără ecou. Un fost consilier local din Petroșani, pe numele lui Daniel Stepan, a încercat să demareze o campanie de strângere de semnături pentru demiterea șefului APASERF, Costel Avram, spune el. Ce s-a întâmplat cu ea, ce rezultate are, vom afla puțin mai târziu în această emisiune. O mână de oameni protestează de săptămâni întregi la DEVA împotriva defrișărilor din România. La ora la care noi vorbim, acești oameni sunt acolo, în DEVA, sunt în săptămâna de protest cu numărul 23. Ei spun că nu se vor opri până nu vor reuși să împiedice tăierile masive ale pădurilor din țara noastră. Ultimul subiect din această seară vizează complexul energetic Hunedoara. Cine sunt vinovații pentru dezastrul din minerit? Există soluții? Dacă da, care sunt? Iar dacă nu, care este alternativa? Dar aici vom vorbi despre alternative care într-adevăr sunt viabile, nu de cele care dau bine pe hârtiile politicienilor. În seara aceasta, alături de noi, se află Adrian Zvâncă, al cărui statut este de invitat permanent, asta până în momentul în care se va hotărî dacă să facă din nou parte din clasa politică sau nu. Sau poate va descoperi că îi place să fie jurnalist și se va reorienta profesional. Bună seara, domnule Zvâncă! Bună seara, Ana! Bună seara, telespectatorilor! Ce să spun? O nouă postură. Sper să fac față și din această poziție. E un pic dificil pentru că e greu să abordezi toate temele, să ai un punct de vedere în multe domenii, mai ales într-un subiect cum e cehul, care e foarte tehnic, foarte vast. Recunosc și eu spun sincer, nu e un domeniu care îl stăpânesc foarte bine. Deși tatăl meu a fost miner, nu pot să spun că nu am avut toată viața legată de acest sector al mineritului. Deci punctul meu de vedere nu va fi unul foarte tehnic și foarte profesionist, ci mai mult de, să spun, cetățean afectat de această recesiune a zonei și de încă, să zic, politician independent, chiar dacă nu sunt afiliat unui partid și cunoscând oarecum, mă rog, abordarea politică pe această temă. Legat de partea asta cu abordarea politică, spuneți, v-ați întâlnit cu Mircea Moloz ca să discutați despre ALDE? Da, frontal, așa, prima întrebare. Pot să vă spun că despre ALDE am discutat, cred, din a treia zi după ce mi-am anunțat intenția de a rămâne independent. Am fost contactat de, mă rog, o persoană din interiorul PNL-ului care avea relații apropiate cu domnul Chițoiu și care a încercat să mă convingă să fac pasul către ALDE dacă nu mă mai regăsesc în PNL, tocmai în ideea de a rămâne un politician pe partea dreaptă, să spun, un reprezentant al liberalilor. Intenția mea clară este, eu sunt un politician, sunt un liberal în sine și voi rămâne întotdeauna în această zonă. Dar o să vă explic și, mă rog, cum văd eu zona de dreapta a politicii în momentul actual. După această primă întâlnire pe care am refuzat-o datorită faptului că veneam după o perioadă foarte, foarte agitată în interiorul politicii, în care câțiva din colegii mei încercau să-mi facă de petrecanie politic, am hotărât să iau o pauză. La momentul respectiv le-am spus că până în ianuarie, eram undeva în luna octombrie, cred, le-am spus că până în ianuarie nu voi lua nicio decizie și după ianuarie mă voi gândi ce voi face în continuare din punct de vedere politic. Pauza a fost mai lungă și acum sunt tot independent, nu sunt afiliat la niciun partid. În cursul verii am avut o întâlnire chiar cu domnul Chițoiu, care este președintele executiv al ALDE. O nouă discuție care s-a finalizat cu un rezultat zero în cursul săptămânilor trecute. Am fost căutat și de Mircea Ioan Moloz, care am înțeles că se ocupă în momentul actual de formarea ALDE pe județ sau, mă rog, o rupere a PNL-ului sau se ocupă de ceva în această zonă. Am avut mai multe discuții, să spun, și voi aborda discuțiile sau, mă rog, punctul, viziunea mea asupra părții de dreapta. Răspunsul nu a fost. Deci este un răspuns incert. N-am dat un răspuns favorabil nici domnul Moloz, nici domnul Țâmpău, cu care am avut discuții pe această temă, nici domnul David, cu care am avut această discuție pe această temă. Sunt apropiat mai mult, așa să spun, dintr-o relație de prietenie de Adrian David și de Bogdan Țâmpău.
Cu domnul Moluț am fost chiar consilierul dumneavoastră personal într-o anumită perioadă, am fost consilier județean din partea PNL-ului, deci am colaborat. Fiecare om are calități și defecte, eu nu stau să judec neapărat oamenii și nu cred că sunt în măsură. Până la urmă fiecare răspunde pentru greșelile lor. Răspunsul deocamdată față de toți cei care m-au contactat, indiferent că au fost de pe stânga și sau de pe dreapta, a fost că în momentul actual sunt în așteptare, să spun. Sunt în așteptare. Tot spuneați că ați fost consilierul personal al lui Mircea Molo. Spuneți-mi și mie, cum vine asta să fii membru PNL, dar consultantul ALDE? Chiar citisem la un moment dat într-un articol de presă, spunea, mai vin pe la mine, mai vorbim, ne mai consultăm. Cum vine? Cum vine asta? Ce să vă spun? Problema e mai gravă un pic. Problema este că... Cât de gravă? Păi este așa. PNL-ul actual este infuzat de un partid care se trage din FSN. Partidul Democrat, Liberal, prin multele transformări pe care a trecut, este o creație a Frontului Salvării Naționale. Principalul, să spun, sau mă rog, forța politică care a încercat să blocheze dreapta la începuturile ei. Ne amintim cu toții de toate luptele ce au fost nu puține la număr și care de multe ori au ajuns la violențe. E greu așa să, din punctul meu de vedere, e greu doctrinar așa să te rup dintr-o dată și de la să ajungi să trăiești în aceeași casă cu dușmanii tăi până la urmă. Dar au acceptat de la București în jos. Da, au acceptat, dar nu este ușor digerabil acest lucru. Deci uitați că este digerabil. Ați fi uimit câte sunt digerabile politica românească. Da. În plus, mai este și reorientarea aceasta a PNL-ului începând de anul trecut către Partidul Popular. Cred că pierde așa oarecum, își pierde reprezentativitatea. Deci încearcă să intre pe electoratul PSD-ului din dorința de a ajunge și de a conduce, da? De a pune președinți, premieri și de a conduce țara până la urmă. Cred că e important și ar fi fost ok dacă PNL-ul ar fi ajuns cu mesajul lui să conducă țara. Într-adevăr, ca oamenii să înțeleagă că până la urmă dezvoltarea e cea care aduce progres. Dar, mă rog, s-a găsit așa o structură prin care să adune cât mai multe voturi. Deci, asta e partea care mă nemulțumește. Pe partea cealaltă, ALDE, în care s-au refugiat, să spun, cei care au fost oropsiți de Partidul Național Liberal în diverse, care au intrat în contradicție cu Partidul Național Liberal în diverse este forme. Este și domnul Mircea Molot, că da, la urma urmei el nu sunt foarte mulți peneliști actuali în jurul dumnealui. A fost cumva dat la o parte după scandalul care a fost implicat. Eu cred că veți rămâne surprinsă să vedeți câți adepți are încă Mircea Molot. Credeți că dacă va trece la ALDE, va rupe o parte importantă din PNL, județul Hunedoara? Cred că va rupe o parte importantă din PNL și nu neapărat, să spun, din cauza puterii de negociere a domnului Mircea Molot sau a calităților dumnealui de negociator, deci să știți că este unul dintre cei mai buni negociatori din județul Hunedoara, ca și un politic. Dumneavoastră știți mai bine. Da, trebuie să recunosc. Acum v-am spus, fiecare om are calități și defecte. Nu putem să nu cunoaștem calitățile, la fel cum îi cunoaștem și defectele. Iar eu nu sunt judecătorul domnului Moloț. Dumnealui poate să rupă foarte mult, dar pe lângă aceste calități, din păcate și ceea ce se întâmplă în PNL, la ora actuală, duce la o segregare a celor din interior în anumite grupuri și grupulețe, grupuri care la un moment dat nu sunt grupuri care nu se regăsesc acum, nu ca și doctrinar în PNL sau ca idei politice, ci datorită jocurilor de culise. Din păcate, tot în urma domnului Moloț au rămas să zic foarte multe persoane care nu au nici înclin, nici mânecă cu liberalismul. Ca de exemplu? Sunt un grup care au acum nu vreau să fac, nu sunt genul de om care fac acuzații fără să am și niște hârtii pe masă. Pot să vă spun atât, la momentul actual este un grup care nu este în interiorul PNL-ului datorită convingerilor politice, ci din total alte interese. Iar acest grup, până nu va fi, cum să spun, pus la locul lui, nu cred că va reuși PNL-ul să dea înainte. Acum că domnul Mircea Moloț este consultantul ALDE, credeți că vom asista la o împăcare între Mircea Muntean și Mircea
Moloț, pentru că este de notorietate relația apropiată dintre Mircea Muntean și Călin Popescu-Tăriceanu. Da, în politică se întâmplă foarte des, pentru că de multe ori, să spun, motivele care te despart sau motivele care te unesc sunt mai importante decât motivele care te despart. Cred și știu că Mircea Muntean a avut în decursul timpului o relație foarte bună cu Călin Popescu-Tăriceanu. La fel, Mircea Moloț, am înțeles din spusele dumnealui că a fost contactat de Călin Popescu-Tăriceanu pentru, mă rog, acest ajutor. E posibil, prin prisma negocierilor sau, mă rog, dacă Călin Popescu-Tăriceanu este cel care îi unește, e posibil să existe o apropiere. Acum, cât de mare va fi apropierea, dacă vor trece peste toate, mă rog, toate discuțiile ce le-au avut și toate problemele care și le-au făcut unul altuia, pentru că între ei nu au fost numai o dezbatere, lucrurile au dus mult mai departe. Dacă vor trece și se vor ierta și vor deveni prieteni, așa nu pot să vă spun, dar să spun politic, strategic, e posibil să existe. Da, dar ALDE, din punct de vedere politic, vrea să vină așa, ca un fel de gură de aer proaspăt în județul Hunedoara. Ce credibilitate ar avea un partid în care, uitați, consultantul este fostul președinte al Consiliului Județean, care este sub control judiciar, Mircea Muntean s-ar putea să fie care are o condamnare de 4 ani și 3 luni de închisoare, plus acum este cercetat pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, adică cum putem porni județul Hunedoara cu ei doi, dincolo de calitățile lor de negociator și de oameni politici și de ceea ce sunt ei în stare. Bine, acum trebuie să vedem și postul de consultant. Mircea Ioan Moloț nu este președintele ALDE, este un consultant. În decursul anului trecut am văzut un film, cred că Prinde-mă dacă pot se numește, care este inspirat din fapte reale, în care cel mai mare falsificator de cecuri a fost angajat tocmai pentru a securiza cecurile. Nu cred că e un lucru rău să apelezi la cineva care cunoaște viața politică din județul Hunedoara, așa cum o cunoaște Mircea Ioan Moloț, să-ți dea un ajutor. Acum, relația, nici nu știu, este plătit, nu este plătit, o face prietenește, are alte scopuri, este problema dumnealui. Poziția dumnealui este o poziție corectă, până la urmă și-a asumat-o, a spus că vrea să ajute acest partid. Nu cred că e cea mai mare problemă. Nu cred că deciziile politice ale ALDE vor fi luate de un consultant. Eu cred că ALDE se poate dezvolta ca un partid în sine însăși, să spun așa, și să creeze lideri, să creeze, mă rog, o deci dumneavoastră direcție. Nu treceți acum la ALDE. Nu m-am hotărât, nu am în intenție. De altfel, e și o problemă, să spun, administrativă, din punctul meu de vedere. Nici n-am studiat-o foarte mult, dar, cum văd eu, ordonanța cu transferul politic sau ordonanța traseiștilor, ca să înțeleagă toată lumea despre ce e vorba, în acea ordonanță este stipulat că nu poți să faci decât un singur transfer spre un partid politic. Nu este spre un partid politic sau independent. Cum interpretezi ordonanța este că în momentul în care ești independent nu mai poți trece către un alt partid politic. Deci chiar nici tehnic nu aș putea la momentul actual. Așa am intenția să cer un punct de vedere al autorității electorale, să vedem exact poziția dumnealor, dacă m-aș putea înscrie într-un partid politic. Dar oricum nu e, să spun, o chestie foarte arzătoare pentru mine. Cred că arzătoare sunt problemele astea ce le avem în Valea Jiului. Și chiar îmi convine calitatea asta, statutul ăsta de independent, pentru că înainte, dacă abordam anumite teme, primeam telefoane de la centru, să zic. Vezi că nu poți să ai opinia asta pe tema asta, că noi avem o opinie diferită, deci trebuia să urmezi cumva și gândirea partidului. Deci recunoașteți că într-un partid nu e o democrație? Trebuie să se urmeze cumva linia partidului? Păi, într-un partid nu este haos. Până la urmă, partidul este făcut din membri, iar membrii trebuie să decidă de comun acord care este gândirea. Nu? Până la urmă, de ce sunt întâlnirile politice? La nivel local, să spunem, într-o organizație locală. Tocmai să dezbați problemele locale și să se ia o decizie comună, să se analizeze și să ajungă toți la o decizie care să fie cât mai, să spun, cât mai pertinentă și cât mai logică și mai aproape de adevăr. Ori când tu ai o altă opinie față de grup, până la urmă trebuie să respecti opinia grupului din care faci parte. Iar eu am încercat să mă conformez, deși am avut în anumite situații când am crezut eu că derapajele sunt destul de mari, am avut opinii diferite.
Acum nu mai sunt în situația asta, nu mai poate să mă sună nimeni să-mi spună, vezi că l-ai criticat pe colegul tău de partid, chiar dacă a făcut o, să spun, o năzbâtie sau un lucru care nu era foarte corect. Apropo de libertate și de năzbâtii, să revenim la primul subiect. În timpul emisiunii de săptămâna trecută, Daniel Stepan, fost consilier local foarte apropiat în prezent de senatorul Vochițoiu, a postat pe Facebook că el va demara personal o campanie de strângere de semnături pentru demiterea directorului APASERV Costel Avram. După ce a fost acuzat însă de populism, omul și-a șters postarea. În continuare contactat telefonic, el a susținut că este un demers de durată, însă între timp s-a răzgândit, astăzi l-am contactat, a spus că nu mai vrea să comenteze. Oare ce s-o fi întâmplat? L-o fi sancționat partidul? O fi ieșit cumva din rânduri? Nu, din ce știu eu, Daniel Stepan este membru UNPR, deci nu este doar apropiat de Răzvan de Vuichițoiu. Am avut discuții cu el, nu vă spun că fiind din oraș și cunoscându-ne ca politicieni, ne întâlnim în diverse evenimente și ne cunoaștem cam toți, chiar dacă unii sunt, să spun, suntem în partide diferite și în zone diferite activăm, am avut discuții legate de chestia asta, de strângerea de semnături. Strângerea de semnături nu a venit, să spun așa, n-a fost ideea lui Daniel Stepan, ci a fost ideea ridicată de una dintre persoanele care a sunat în direct și care a solicitat acest lucru. Daniel Stepan, să spun, a încercat doar să netezească dorința, calea asta, dorința oamenilor de a reacționa. Nu mi se pare greșit că se face lucrul acesta, până la urmă cetățenii trebuie să hotărască dacă consideră că directorul APASERV merită acel loc sau nu. Este un post numit politic, este o societate publică și până la urmă cetățenii sunt beneficiarii. Chiar și să spunem prin faptul că Consiliul Județean este administrator, iar noi reprezentăm cetățenii. Demersul acesta de a pune în dezbatere publică trebuie să devină obișnuință pentru toată lumea. E absurd să numești niște oameni doar așa pentru că au pedigree politic sau... Dar s-ar putea rezolva ceva prin demiterea lui Costel Avram, pentru că chiar dacă omul acesta va fi demis, apa tot este mai scumpă cu 40%, sau chiar dumneavoastră spuneați înainte de emisie că de fapt e cu mult mai scumpă în an. Cum să vă spun, teoria asta pe care Costel Avram a lansat-o de ceva timp, de când a apărut dezbaterea legată de scumpirea apei, că este cel mai bun manager, este adevărată. Da? Managementul la APASERV merge foarte bine, dar să știți că managementul nu este așa, cum să spun, nu e aptitudine, nu e ca la fotbal. Ca să fii manager foarte bun, nu trebuie să ai niște talente deosebite, ci este o știință, se aplică după niște reguli. Și vreau să vă spun că, din punctul meu de vedere, Costel Avram n-a reinventat nici apa, nici țevile pe care vin apa. Modul cum a ajuns societatea atât de profitabilă și un management atât de bun, dacă putem spune management atât de bun, da? Mă rog, strategia de management care a fost aplicată și care am luat-o tot dintr-o hârtie care vine de la APASERV, de la serviciu comercial, ne arată cam așa. Voi citi, să spun, după din momentul în care APASERV a fost divizat de RAVJ, nu vreau să vă spun istoria din 1996, când apa plus canalizarea împreună erau 0,043. Dar, mă rog, nu ne raportăm la istorie. De lei. Da, 0,043 roni, da? Vreau să vă spun așa, deci la sfârșitul anului 2009, da? Pe 1 ianuarie 2010 a fost făcută o scumpire. Înainte de această scumpire, prețul la apă era de 2,44. Da? În 2010 a fost momentul când s-a depus proiectul pentru reabilitarea, proiectul de 40 de milioane de euro. Deci atunci apa era 2,44 roni fără TVA. Voi discuta un pic mai tehnic, da? Iar tot în această listă, la 1 septembrie 2015, este 6,40 roni. Ori strategia de marketing, strategia de management, pe acești ultimi 5 ani, din 2010 până în 2015, a fost de majorare a prețului apei cu 262%. Deci în 5 ani, apa s-a scumpit de 2,6 ori, ca să înțelegem. De aici apare acest management atât de performant, profitul și, să spun, rezultatele bune ale APASERV. În niciun caz, știu, dintr-o strategie de management sau de deosebită care ar fi dus la acest lucru.
E o strategie simplă, cred că orice vânzător de la butic știe că dacă își scumpește produsele de două ori, profitul lui va fi mult mai mare. Dar considerați că este o soluție demiterea lui din fruntea păsărului? Pentru că de obicei îl demiți pe unul, îl aduc pe celălalt care este al lor, nu neapărat pe criterii valorice, ci politic, și cam tot aia e. Eu pot să vă spun că demersul public este important. Oamenii trebuie să aibă o opinie. Până la urmă, văd că a doua temă este legată de defrișări. Haideți să nu facem nimic nici legat de defrișări. Haideți să nu facem nimic nici legat de complex. Nici de apă, nici de nimic. Să considerăm că ce se întâmplă este bine. Atunci putem să mergem acasă, ne uităm în continuare la Antena Star, suntem fericiți și așteptăm să vedem ce se întâmplă. Orice demers public, dacă vine din partea cetățenilor, iar noi am fost martori aici la un demers care a fost solicitat de un cetățean. Cetățenii vor hotărâ. Dacă ei doresc ca domnul Costel Avram să nu mai fie manager, vor semna listele respective. Dacă nu doresc, atunci nu vor semna. Este simplu. Dar fiind o chestiune politică, eu zic că trebuie ținut seama și de părerea cetățenilor. Indiferent că se referă la Costel Avram, la Adrian Zvâncă sau la oricine altcineva. N-ar fi mult mai credibilă o variantă în care un cetățean anume, care să n-aibă nicio legătură cu politicul, să facă o astfel de campanie? Atunci ar fi mult mai credibilă o Din păcate, cetățenii nu au, să spun, păi demersul a fost generat de un cetățean, nu cred că... Acum am fost amândoi martori la acest demers. Exact. A fost generat de un cetățean, dar cum să vă spun, tocmai asta e scopul, că până la urmă asta e ideea politicii și intenția de a reprezenta oamenii, nu? Să le transmiți, să le pui canale la dispoziție, în așa fel încât părerea lor, sau mă rog, modul lor de dorința lor, de viitor, de trai, de toate să fie transferate în legi. Că ele sunt legi locale, la nivelul Consiliului Local, că sunt legi județene sau legi naționale, dar noi, politicienii, trebuie să luăm de la oameni ceea ce își doresc, direcția de viață pe care o doresc și să o transpunem în legi. Pentru că dacă ar fi numai după politicieni, atunci putem să ajungem cum România a fost atâția ani în dictatură, în care un om hotărăște și atunci nu mai e nevoie nici de spirit civic, nu mai sunt importante nici inițiativele, nu mai e important nimic. Tot legat de inițiative, cum spuneam în introducerea emisiunii la DEVA, în fiecare duminică, o mână de oameni protestează împotriva tăierilor pădurilor atât din județul nostru cât și din România. Și s-a întâmplat ca cel care a fost cu această idee uneori să protesteze chiar și singur. Omul și-a înființat și un eveniment pe Facebook, se numește Oprim Masacrul Pădurilor și speră să vină cât mai mulți oameni alături de el. Tot el, cum spunea și domnul Zvâncă, speră să reușească să schimbe cumva codul silvic prin ceea ce face. Despre scopul protestului, ce s-a obținut până în acest moment și ce planuri de viitor are acest om alături de oamenii care protestează împreună cu el, vorbește Alexandru Strâmbei, cel care a inițiat și mișcarea. Haideți să-l ascultăm, vă rog, colegii. Veți protesta și duminica asta. Câta săptămână este de când protestați? Da, protestăm pentru o cauză mai bună și nu ne vom opri aici. Suntem la cea de-a 23-a săptămână de protest. Nu am lipsit de la niciun eveniment. De ce spun asta? Pentru că s-a întâmplat să nu fiu prezent acolo, dar de fiecare dată, dintre cei care suntem prezenți. Suntem prezenți acolo și facem un semnal de alarmă. Ce sperați să obțineți prin demersul dumneavoastră? Sperăm să diminuăm tăierile și cele legale care sunt la ora actuală în România. Sperăm să schimbăm codul silvic. Sperăm să... Sunt multe lucruri care am vrea noi să le schimbăm. Sperăm. Nu suntem chiar așa de bine pregătiți în a opri ceva. Dar încercăm să facem pe tot posibilul ceva pentru România. Care sunt reacțiile oamenilor după ce au văzut că ați organizat eveniment pe Facebook, într-adevăr ieșiți în fiecare duminică la protest? Ce spun ei? Care sunt reacțiile lor?
România, la ora actuală, nu este obișnuită cu acest fel de manifestare, de a protesta, de a spune păsul printr-un protest. Și cu asta pot spune că solidaritatea nu se vede în protestele noastre. Cei care suntem acolo prezenți săptămână de săptămână, așteptăm ca mulți dintre români să se trezească, să devină solidari cu ceea ce noi credem că este bine pentru România. Evenimentul dumneavoastră se numește Oprim Masacrul Pădurilor. Credeți că veți reuși până la urmă? Ce pot spune până astăzi? Am reușit deja. Toți cei care ne strângem acolo suntem o mână de oameni, nu suntem mulți. Am reușit în felul următor. S-au oprit tot ce înseamnă construcție pentru microhidrocentrală pe râul Alb. Datorită protestelor noastre. Am mai reușit să nu se mai taie rezervația naturală pe Jan, cea de pe lângă localitatea de ședință de județ Deva. Am întrebat și atunci, și e o întrebare care o să mă pun, de ce s-a dat aprobare să se taie acolo? E rezervație naturală de grad B, în câte mi-aduc eu aminte, acum câțiva ani au vrut să treacă de categorie A, să fie rezervație total protejată. Astăzi s-a tăiat acolo. Noi am reușit să se oprească tăierile acolo. Eu cred că acolo a fost o ilegalitate. Nu mergem mai departe. Sunt autorități care ar trebui să ia măsuri în privința asta. Până când aveți de gând să protestați? Bună întrebare. Atâta timp cât ei vor defișa legal și ilegal, noi vom fi acolo. Atâta timp cât ei vor defișa legal și ilegal, noi vom fi acolo, așa spune domnul Strâmbei. Despre declarația lui și despre defrișări vom vorbi după o scurtă pauză. SECE Eurojob SRL Petroșani în calitate de partener 1 împreună cu SECE Compaesa Sibiu în calitate de beneficiar și AJFM Sibiu partener 2 implementează proiectul Fii activ și adaptează-te pe piața muncii. Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității de ocupare a grupurilor de persoane cu o situație dificilă pe piața muncii, în special a grupurilor dezavantajate pe piața muncii, prin măsuri active de ocupare. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane investește în oameni. Noul Petroșani, Salon Plăduț vă oferă profesionalism în lucrul cu copiii și oferă pentru aceștia scaun tip mașinuță și loc de joacă. Duminica, salonul vă stă la dispoziție pentru petreceri private. Tundeți copilul la Plăduț și sigur va fi cel mai cool din oraș. Asta pentru că aici tunsul este o distracție. Ne găsiți în Petroșan, strada Avramian, cu numărul 7 la parter, în locul postului Plafar. Pentru programări și informații ne puteți contacta la numerele de telefon 0354 104 285 sau 0763 018 317. Salon Glăduț, coafură și frizerie pentru adulți și copii. Fabrica de canapele din Vulcan angajează în condiții avantajoase muncitori necalificați și calificați pentru următoarele posturi: tăietor în piele, cusător și tapițeri. Mai multe relații puteți obține la numerele de telefon 0254 515 231 sau 0727 006 200 sau direct la sediul firmei din Vulcan, lângă spital. Școala sanitară post-liceală Petroșani, înființată prin Ordinul de Ministru numărul 5048 din 17 septembrie 2013, face înscrieri pentru specializarea asistent medical generalist. Cu cea mai mică taxă de școlarizare de doar 1600 de lei pe an, cu un laborator modern și profesori specializați, școala vă așteaptă să-i treceți pragul. Alege școala sanitară post-liceală Petroșani și devină un bun profesionist.
list. Înscrierile se fac zilnic între orele 8 și 16 la sediul aflat în incinta Casei de Cultură a Sindicatelor din Petroșani. Pensiunea Retezat, situată într-un cadru mirific lângă liziera pădurii în zona localității Câmpului Neag, la poarta de intrare în Parcul Național Retezat, vine în întâmpinarea turiștilor săi cu o gamă largă de servicii. Pensiunea noastră vă oferă un spațiu modern pentru organizarea de nunți și botezuri sau orice alt eveniment festiv. Totodată vă oferim cazare, piscină, păstrăvărie, două parcuri de aventură, perete de cățărare, pistă de tubing, plimbări cu trăsura, echitație, loc de joacă pentru copii, dar și trasee tematice. Informații și rezervări la telefon 0722 538 551. Alege pensiunea Retezat și momentele tale libere vor deveni de neuitat. Jiul Exchange SRL vă oferă cel mai mic comision din Valea Jiului, de doar 0,25%. Totodată beneficiați de un bonus de 10 zile cu comision zero. Doar la noi găsiți seriozitate și servicii de calitate. Vă așteptăm la oricare dintre punctele noastre de lucru din Lupeni, zona Cinema, Petrila lângă Ala Z, Petroșan lângă Optica, dar și lângă Florăria Camelia. Jiul Exchange SRL. Diferența se vede în buzunarul tău. Vrei să dai o notă de eleganță evenimentelor din viața ta? Îți oferim spre închiriere o gamă largă de accesorii pentru nunți și petreceri. Avem accesorii pentru mașini, dar și diverse obiecte pentru colțul foto, cu care poate fi creat un cadru de poveste. Prețuri și detalii despre acestea puteți afla apelând numărul de telefon 0725 347 328. Alege accesoriile noastre și evenimentul tău va deveni unul de neuitat. Ne distrăm cel mai bine când stăm împreună, la un film sau pe net. Toamna asta, la pachetele de 3 servicii, UPC îți aduce acasă cadou net de 500 de mega cu Wi-Fi sau pachetul cinema cu cele mai tari canale de filme. Deschide-ne ușa sau hai la noi în magazine! 10 Eurojob SRL Petroșani în calitate de partener 1 împreună cu 10 Compaesa Sibiu în calitate de beneficiar și AJFM Sibiu partener 2 implementează proiectul Fii activ și adaptează-te pe piața muncii. Perioada de desfășurare a proiectului este de 10 luni, din 24 februarie până în 24 decembrie 2015. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Investește în Oameni. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Radarul pădurilor va stopa defrișările ilegale. Informează-te www.apepăduri.gov.ro. Doamnelor și domnilor, am revenit în direct. Haideți să vedem ce spunea domnul Strâmbei înainte de pauză. El puncta așa: sperăm, prin protestul nostru, să diminuăm tăierile, inclusiv cele legale din România. Sperăm să schimbăm codul silvic. Încercăm să facem ceva pentru România. Și mai spunea că România nu este obișnuită cu acest fel de manifestare, de a protesta, de a spune păsul printr-un protest. Și solidaritatea nu se vede în protestele noastre. Domnule Zvâncă, oamenii aceștia protestează de săptămâni întregi și nimeni nu pare să-i bage în seamă. Avem noi românii o problemă legată de a ne exterioriza nemulțumirile?
Da, există o anumită, să spun, probabil vine și din urma celor 40 de ani care i-am petrecut opresați, când nu aveam voie să avem puncte de vedere și opinii, dar vine și dintr-un confort așa al nostru, că ne-e greu să ne raliem la cauze sociale sau cauze care până la urmă duc spre binele nostru, și ne-e greu să avem opinii să nu deranjăm anumite zone. Deci există așa o nepăsare la nivelul societății. Mult mai ușor să te uiți pe Facebook ce fac ceilalți sau să dai un like decât să te duci în piață și să ai o opinie, deși cred că problema asta cu defrișările, deși a fost abordată chiar la nivelul cel mai înalt, la nivelul președintelui, ca să spun așa, și s-au făcut promisiuni că se va face un nou cod silvic, că se vor opri importurile, nu a avut nicio finalitate. E absurd să oprești exporturile. Ele trebuie gândite altfel. Problema e mai amplă. România nu prea are strategii de niciun fel, nici pe acest domeniu al pădurilor. Noi tăiem în disperare tot. În alte țări totul este mult mai bine gândit. Chiar am văzut un reportaj din Suedia, unde lucrează foarte mulți din oameni din România în această zonă, mă rog, în zona forestieră. Ar trebui în primul rând o strategie, în așa fel încât această resursă, care ne poate aduce un progres chiar și nouă aici, în Valea Jiului, să fie, să spun, optim folosită, să aducem plus valoare, să încercăm să exportăm lucruri de valoare, nu materie, să spun, materie primă pentru cei din... Deși ea nu e chiar o materie primă, materia primă fiind chiar buștenii. Ar trebui prelucrată mult mai intens și dacă s-ar face o strategie la nivel național, cred că s-ar putea mișca lucrurile și în domeniul ăsta. Da, dar în timp ce noi cerem strategii naționale, omul acela s-a întâmplat adesea să protesteze de unul singur, ceilalți stau acasă pe Facebook, dau like-uri, pădurile Valea Jiului sunt culcate la pământ. Se inventează, bineînțeles, totul este legal, se inventează nu știu ce gândac care culmea atacă fix copacii cei mai mari, mai este o furtună care acționează fix în anumite zone care trebuie tăiate și astfel ne acoperim de hârtii și vedem că în câțiva ani chiar nu vom mai avea pădure. Până la strategia asta națională, oamenii ăștia chiar nu pot fi împiedicați într-un fel sau altul? Nu pot fi împiedicați pentru că nu există responsabilitatea actului. Am discutat și legat de APASEV în emisiunea trecută. Până la urmă, concluzia a fost că nimeni n-ar trebui să fie responsabil pentru ce s-a întâmplat, că s-a întâmplat. O să discutăm în continuare despre complexul energetic. Sper să nu ajungem la aceeași concluzie, că nimeni nu este responsabil. La noi, orice politician poate să ia orice decizie, după o mică perioadă de timp, se schimbă, nu mai are, cum să spun, se detașează de decizia respectivă, nimeni nu-l trage la răspundere, noi mergem înainte. Asta este, bun, s-au făcut greșeli. Haideți să vedem care sunt greșelile, cine sunt responsabili, dacă au fost făcute intenționat sau nu au fost făcute intenționat, pentru că în momentul în care lideri din PSD marcanți ajung să fie arestați pentru modul de gestionare a fondului silvic, deci, cum să vă spun, mi-e greu să cred că omul ăla a fost singur. A fost o decizie politică a unui partid. Partidul respectiv trebuie sancționat pentru lucrurile astea. A fost un grup de oameni care au fost influențați de acel om. Nu putem tot, în orice decizie, să spun, în orice responsabilitate, nimeni să nu fie tras la răspundere. În orice se întâmplă în țara asta, până la urmă. Și haideți să ne canalizăm numai pe zona noastră. Gândiți-vă, sunt două teme care le avem. Apa odată și a doua temă, complexul energetic. Păi tot, nu? Legat de complexul energetic Hunedoara, este dezastru, pentru că, an la rând, mineritul a fost căpușat de interesele partidului de guvernare. Ba chiar au făcut și afaceri între ei, pentru că banii nu au miros și nici culoare politică. Lor le-a fost bine, oamenii de acasă, în schimb, o duc foarte rău. Trăiesc cu teama că de mâine s-ar putea să nu mai aibă locuri de muncă și nu vor mai avea ce să le pună pe masă copiilor, soțiilor, că în general despre bărbații care lucrează în sectorul minier este vorba. Nu știu dacă într-o perioadă Valea Jiului a fost mai umilită ca acum. În încercarea de a documenta această emisiune, am luat legătura cu mulți factori care au fost într-un fel sau altul implicați în mineritul din Valea Jiului și culmea este că toți se ascund. Nimeni nu vrea să vorbească despre vinovați, vinovății sau despre soluții. În această seară, totuși am găsit pe cineva care este de acord să și vorbească cu noi despre toate aceste probleme. Este alături de noi domnul Petre Nica, liderul sindicatului Muntele. Bună seara, domnule Nica!
Bună seara, mulțumesc pentru invitație și sper să clarificăm o parte dintre problemele care macină mințile celor care pătimesc în urma unor decizii luate atât pe mine cât și pe energie. De ce credeți că sunt oameni care au făcut la un moment dat parte din conducerea mineritului și acum se ascund, nu mai vor să mai dea nicio declarație? Vedeți, noastră, încă de la Revoluție încoace, înainte de 1989, cred că nu mai este interesant să ne întoarcem în ceea ce privește cel puțin activitatea din minerit și din energie. Fiecare decizie care s-a luat atât în minerit cât și în energie a avut puternic amprentă politică, pentru că dezastrul în care se găsește astăzi complexul energetic Hunedoara nu este generat doar de ultimii 2 ani, este generat încă din 1990 încoace și mai mult sau mai puțin prin lipsa de viziune sau prin influența politică care a apăsat pe decizia managerială de la nivelul mineritului și energiei. Iată că am ajuns într-o situație în care cu greu, ca să nu spun că aproape imposibil, vor mai putea să fie găsite soluții de salvare. Cei care și-au lăsat această amprentă, fie că vorbim de directori numiți pe criterii politice, fie că vorbim de parlamentari ai județului Hunedoara, bineînțeles că știu mai bine decât oricine cât de mult sau cât de puțin au influențat dezastrul economic și social în care, iată, se află județul Hunedoara, dacă ținem cont numai de faptul că acest complex energetic este într-o fază falimentară. Este aproape de înțeles că nu mai vor să dea ochii cu cei care va trebui să-i judece pentru deciziile pe care le-au luat atunci când au fost puși în situația de a le lua. Sunt oameni care sper că vor răspunde într-un fel sau altul pentru ceea ce au făcut. Cei care au făcut rău, dacă sunt politicieni, probabil că vor plăti politic printr-un vot, dacă sunt manageri, probabil că vor plăti penal, contravențional. Am văzut că s-au întâmplat descinderi la nivelul complexului. Lucrurile s-au mișcat într-o oarecare măsură în aflarea adevărului, dar cred că și dacă îl vom afla, este destul de târziu să credem că acesta mai poate rezolva ceva în situația în care ne aflăm. Legat de oamenii politici, considerați că tânărul deputat Cristian Răzmăriță este unul dintre oamenii vinovați, pentru că de-a lungul timpului știam că el este cumva cel care dădea ora exactă în minerit? Cel puțin în ceea ce privește mineritul din Valea Jiului, este principalul vinovat a ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani, cel puțin din 2012 încoace, de când conducerea USL a preluat frâiele guvernării în România. Despre acțiunile sale s-a vorbit de nenumărate ori și de fiecare dată se pare că lumea nu a reușit să înțeleagă efectul negativ pe care l-au avut politicienii și în special deputatul de care vorbeați puțin mai devreme noastră, domnul Răzmăriță, pentru că putem să vorbim de întârzierea lucrărilor pentru instalația de desulfurare de la Paroșeni, care au fost datorate, cauzate de, exact de către parlamentarii USL în 2012. Puțină lume își mai aduce aminte că acest proiect de finanțare al termocentralei Paroșeni era gata încă din perioada 2011, prin decembrie, dacă nu mă înșel. Ministerul de Finanțe deja propusese spre aprobare Guvernului României un act normativ pentru aprobarea acelui împrumut de la Banca Europeană de Investiții. Împrumutul, fiind garantat de către Ministerul de Finanțe, avea nevoie de o aprobare de către Parlamentul României, aprobare care nu a putut să fie luată pentru că parlamentarii USL
în primăvara anului 2012 se afla în grevă parlamentară și nu se îndeplinea niciodată kvorumul pentru a se lua această hotărâre, această avizare. S-a luat într-un târziu după ce a căzut guvernul ungureanu. Mai mi-aduc aminte la fel de bine de faptul că fostul ministru Lucian Bode de la acea vreme vorbea de consumatorul vulnerabil și de introducerea acestui termen în legea energiei electrice și a gazelor naturale, lucru care nu s-a mai întâmplat pentru că această lege a apărut după preluarea guvernării de către USL. Aceeași problemă a preluat-o ministrul Răzvan Niculescu, de data aceasta la nivel de Bruxelles, unde a cerut responsabilului pe energie, un neamț al cărui nume nu mi-l aduc aminte, dar nici nu este chiar atât de important, să se discute la nivel european despre cum putem să introducem la nivel european această denumire de consum, de consumator vulnerabil, pentru a ști în ce când trebuie să ajutăm un cetățean european, indiferent că face parte din Europa, Ungaria, din România, Ungaria sau orice țară membră. Sunt lucruri care au fost înfrânate de către parlamentarii USL și din păcate sunt prea puțin cunoscute de către oamenii care merg să-i voteze odată la 4 ani, în perioada în care se întâmplă exercițiul votului. Aceștia vin și spun minciunile cu care ne-am obișnuit. De exemplu, deputatul Răzmeriță a făcut din înființarea complexului energetic Hunedoara un motiv de campanie electorală cu care pe la toate televiziunile locale a triumfat că a găsit soluția salvării mineritului și energiei. Păi tot legat de domnul Răzmeriță, haideți să să ascultați ce spune și domnia sa, pentru că noi l-am invitat în emisiune. Dumnealui a spus că nu vine, iar motivul lui este unul uluitor și amuzant totodată. Îi rog pe colegii din regie dacă pot acum să pună înregistrarea cu domnul deputat. Oameni de Cârdin Brumeu, adică cu președinte de la PNL, cu Țâmpău, cu Adrian David. M-ai înțeles? Am înțeles. Bun, de la sindicat are voie să vină cineva? Nu. Deci eu mă duc în emisiune eu. Sau și cu invitați de aceeași, cum să zic eu, toți sunt la un nivel foarte ridicat, eu sunt prieten cu toți, dar eu nu mă duc să discut cu câte un consilier local sau fără niciun fel de supărare. Am înțeles. Eu mă duc în emisiune eu. Și mă duc cu invitat fără supărare, deși sunt oameni deosebiți, foarte buni, foarte ok, din punct de vedere politic la nivelul meu. Am înțeles, deci să nu vină nici Vâncă, nici Bebenica. Păi ce ar fi culmea să mă duc eu cu ăștia în emisiune? Ce pot eu să vorbesc cu ei în emisiune? Poți la emisiuni cu domnul Avram, de exemplu, cu Costel. Ne-am mai certat acolo, am fost cu domnul Molot, am mai discutat, dar nu o să mă duc să discut cu... Eu am 15.000 de voturi totuși. Eu am înțeles, dar și oamenii vor să afle mai multe despre complex energetic Hunedoara de la toată lumea care ar putea să le spună. De aia mă invit și o să vin la tine în emisiune, că o să mă invit. În emisiunea noastră, din păcate, domnul Răzmeriță nu va putea fi niciodată invitat, deoarece emisiunea noastră este cu invitați mai mulți, dar ar putea să se îndrepte spre emisiunile colegilor de breaslă, dumnealui știe unde. Asta arată și felul în care este obișnuit domnul Cristian Răzmeriță să îi se răspundă de către jurnaliști. Dar să vă întreb pe dumneavoastră, domnilor, nu sunteți de calibrul domnului deputat. Cum comentați, domnule Zvâncă? Bine, în cazul domnului Mic am înțeles că trebuia să ceară o aprobare. Probabil nu este suficient de docil să trimită cererea către domnul Răzmeriță de aprobare pentru a participa la emisiune. Legat de aprobarea mine, trebuia să o cer eu. Da, probabil, nu știu. E clar, domnul Răzmeriță vede complexul energetic în continuare ca pe proprietatea dumnealui, chiar și liderii de sindicat par să trebuie să răspundă la comenzi, va alege dumnealui dacă va veni cineva din partea complexului. Din păcate, eu sunt scăpat de sub control, cum v-am spus și înainte. Nu sunt controlat de niciun partid politic ca să pot fi înfrânat. Abordarea mi se pare, cum să spun, uluitoare, cum am spus, să spui o chestie de genul ăsta. Nu,
mă întreb, electoratul la ce nivel e față de domnul Rezmedița? Pe asta voiam să întreb și eu, că sunt 15.000 de oameni care l-au votat, oare sunt de calibrul dumnealui sau nu? Haideți să vă spun, și un consilier județean, din cunoștințele ce le am eu, reprezintă cam 5.000 de oameni. Dacă ne raportăm direct la numărul de voturi necesare ca să ajungem în acest Consiliu Județean. Pe de altă parte, am avut, din păcate, nenorocul să fiu în aceeași echipă USL cu domnul Rezmeriță. Chiar și acești oameni mici pentru dumnealui, consilierii locali și consilierii județeni, au ajutat un pic la cei 15.000 de votanți. Da? Pentru că și noi am mers și am convins oameni să fie alături de noi, ca acest mare deputat să ajungă să aibă legitimitatea care nu-i permite să stea la masă cu noi. Mi se pare, cum să spun, în primul rând, jignitor pentru mine, vă spun sincer. Mi se pare o jignire pe care mi-o aduce Cristian Rezmeriță și, în continuare, și către cetățeni. Dumneavoastră, domnule Bebenica? Da, așa cum am spus mai devreme, nu sunt deloc surprins de... Eu am fost surprinsă, recunosc. ...de atitudine, pentru că... Eu cunosc foarte bine modul în care au fost abordate problemele legate de managementul complexului energetic Hunedoara. Cunosc foarte bine că în anul 2012, mă întorc la 2012, pentru că a fost anul de declin fără întoarcere al mineritului din Valea Jiului și o spun cu toată răspunderea, am și argumente în acest sens. Domnul deputat, printr-un abuz de putere, un abuz în funcție, aș putea chiar spune, a numit printr-o decizie a fostului ministru al economiei Daniel Chițoiu, un director general, a servit familiei Rezmeriță, este vorba de Drăgoi Nicolae, care, fără să-l recomande nimic altceva în afară de carnetul de partid și de supunerea față de domnul deputat și față de domnul primar, a fost numit în această funcție în 2012, an de la care, repet, cu toată responsabilitatea o spun, mineritul a fost condus către ceea ce ne aflăm, către situația în care ne aflăm astăzi. Multă lume vine și spune și încearcă să argumenteze cu anumite cifre, în special din zona minieră, care nu arată într-adevăr dezastrul pe care eu îl invoc în această emisiune și nu numai, însă în minerit cei care au lucrat și care cunosc știu că efectele, fie ale unor decizii bune, fie ale unor decizii proaste, apar de-abia după o perioadă de peste un an de zile, nu apar imediat, iar neimplicarea fostului director general Drăgoi Nicolae, numit pe criteriile de care vă spuneam puțin mai devreme, este la fel de vinovată ca și o decizie proastă. Nu s-au luat măsuri economice, măsuri manageriale pe care le cerea momentul respectiv, astfel că după ce am reușit în anul 2011 să convingem, era să folosesc alt termen, dar este mai bun acesta, să convingem Uniunea Europeană că 4 exploatări miniere din Valea Jiului pot deveni viabile, deși și în anul 2011 regulamentul 787 era același care este și astăzi, măcar pentru cele 4 exploatări miniere pentru care i-am convins pe europeni că vom găsi soluții de viabilizare acestora, trebuie să avem un management performant care într-adevăr să ia decizii atât la nivel local cât și la nivel politic care să facă aceste mine viabile. Iată că lucrurile au mers într-un sens total opus, iar astăzi vorbim de un preț de peste 130 de lei gigacaloria, preț cu care scoatem cărbunele din subteranul Băiei Jiului, iar în anul 2011, prin decizii manageriale, ajunsesem la 92 de lei gigacaloria. Cam astea sunt efectele sau o parte din efectele pe care le-a produs prostul management al mineritului. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, despre domnul Emil Floruț. Dumneavoastră îl cunoașteți pe omul ăsta? L-ați văzut că noi tot încercăm să dăm de el și
nu știm ce e cu el, decât ce am citit prin ziare. Am avut o singură întâlnire cu dumnealui, eu împreună cu ai mei colegi din Sindicatul Muntele. A fost, de fapt, o întâlnire de prezentare atât ca și indiviz, cât și de prezentare unor idei pe care le avem și unii și ceilalți despre cum ar trebui să sau ce ar trebui să se întâmple la nivelul complexului energetic. Am avut surpriza să aflu că dumnealui are intenții bune, dar depășesc cu mult granițele mineritului și energiei și chiar dacă oarecum într-un spirit de glumă, l-am întrebat la un moment dat dacă sigur este directorul general al complexului sau este cumva guvernatorul Văijiului și noi nu cunoaștem. Pentru că a venit într-o situație falimentară a complexului care scoate cărbune și produce energie electrică pe care o vinde pe piața de energie. A venit și a vorbit despre sere, fabrici de cox, grupuri care s-a ardă gunoiul, menajer din vestul Văijiului, parcuri fotovoltaice. Sunt idei care nu țin de salvarea complexului, ci sunt idei de dezvoltare a unei societăți care pot să fie puse în practică în momentul în care tu manageriezi o firmă nu cu pierderi de 1 milion de lei pe zi, cum suntem noi, ci care face profit de cel puțin 1 leu pe zi. Nu suntem deloc încântați de modul în care este abordată problema mineritului și a energiei din Valea Jiului și dacă lucrurile vor continua tot așa, am curaj să spun că sfârșitul este foarte aproape. Toate spre sfârșit, despre soluții vom vorbi imediat după pauză. SECE Eurojob SRL Petroșani în calitate de partener 1 împreună cu SECE Compaesa Sibiu în calitate de beneficiar și AJFM Sibiu partener 2 implementează proiectul Fii activ și adaptează-te pe piața muncii. Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității de ocupare a grupurilor de persoane cu o situație dificilă pe piața muncii, în special a grupurilor dezavantajate pe piața muncii, prin măsuri active de ocupare. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane investește în oameni. Noul Petroșani, Salon Produț vă oferă profesionalism în lucrul cu copiii și oferă pentru aceștia scaun, tip mașinuță și loc de joacă. Duminica, salonul vă stă la dispoziție pentru petreceri private. Tundeți copilul la Vlăduț și sigur va fi cel mai cool din oraș. Asta pentru că aici tunsul este o distracție. Ne găsiți în Petroșani, strada Avram Iancu, numărul 7 la parter, în locul postului Plafar. Pentru programări și informații ne puteți contacta la numerele de telefon 0354 104 285 sau 0763 018 317. Salon Vlăduț, coafură și frizerie pentru adulți și copii. Fabrica de canapele din Vulcan angajează în condiții avantajoase muncitori necalificați și calificați pentru următoarele posturi: tăietor în piele, cusător și tapiseri. Mai multe relații puteți obține la numerele de telefon 0254 515 231 sau 0727 006 200 sau direct la sediul firmei din Vulcan, lângă spital. Școala sanitară post-liceală Petroșani, înființată prin Ordinul de Ministru numărul 5048 din 17 septembrie 2013, face înscrieri pentru specializarea asistent medical generalist. Cu cea mai mică taxă de școlarizare de doar 1600 de lei pe an, cu un laborator modern și profesori specializați, școala vă așteaptă să-i treceți pragul. Alege școala sanitară post-liceală Petroșani și devino un bun profesionist. Înscrierile se fac zilnic între orele 8 și 16 la sediul aflat în incinta Casei de Cultură
Camera Sindicatelor din Petroșani. Pensiunea Retezat, situată într-un cadru mirific lângă liziera pădurii în zona localității Câmpului Neag, la poarta de intrare în Parcul Național Retezat, vine în întâmpinarea turiștilor săi cu o gamă largă de servicii. Pensiunea noastră vă oferă un spațiu modern pentru organizarea de nunți și botezuri sau orice alt eveniment festiv. Totodată vă oferim cazare, piscină, păstrăvărie, două parcuri de aventură, perete de cățărare, pistă de tubing, plimbări cu trăsura, echitație, loc de joacă pentru copii, dar și trasee tematice. Informații și rezervări la telefon 0722 538 551. Alege pensiunea Retezat și momentele tale libere vor deveni de neuitat. Jiul Exchange SRL vă oferă cel mai mic comision din Valea Jiului, de doar 0,25%. Totodată beneficiați de un bonus de 10 zile cu comision zero. Doar la noi găsiți seriozitate și servicii de calitate. Vă așteptăm la oricare dintre punctele noastre de lucru din Lupeni, zona Cinema, Petrila lângă Ala Z, Petroșan lângă Optica, dar și lângă Florăria Camelia. Jiul Exchange SRL. Diferența se vede în buzunarul tău. Vrei să dai o notă de eleganță evenimentelor din viața ta? Îți oferim spre închiriere o gamă largă de accesorii pentru nunți și petreceri. Avem accesorii pentru mașini, dar și diverse obiecte pentru colțul foto, cu care poate fi creat un cadru de poveste. Prețuri și detalii despre acestea puteți afla apelând numărul de telefon 0725 347 328. Alege accesoriile noastre și evenimentul tău va deveni unul de neuitat. Ne distrăm cel mai bine când stăm împreună. La un film sau pe net. Toamna asta, la pachetele de 3 servicii, UPC îți aduce acasă cadou net de 500 de mega cu Wi-Fi sau pachetul cinema cu cele mai tari canale de filme. Deschide-ne ușa sau hai la noi în magazine! 10 Eurojob SRL Petroșani în calitate de partener 1 împreună cu 10 Compaesa Sibiu în calitate de beneficiar și AJFM Sibiu partener 2 implementează proiectul Fii activ și adaptează-te pe piața muncii. Perioada de desfășurare a proiectului este de 10 luni, din 24 februarie până în 24 decembrie 2015. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Investește în Oameni. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Radarul pădurilor va stopa defrișările ilegale. Informează-te! www.apepăduri.gov.ro. Cu oameni de Cârdin Brumeu, adică cu președinte de la PNL, cu Țâmpău, cu Adrian David. M-ai înțeles? Am înțeles. Bun, de la sindicat are voie să vină cineva? Nu. Deci eu mă duc în emisiune eu. Sau și cu invitații de aceeași... Cum să zic, eu toți sunt la un nivel foarte ridicat, eu sunt prieten cu toți, dar eu nu mă duc să discut cu câte un consilier local sau fără niciun fel de supărare. Am înțeles. Eu mă duc în emisiuni eu și mă duc cu invitați fără supărare, deși sunt oameni deosebiți, foarte buni, foarte ok, din punct de vedere politic la nivelul meu. Am înțeles, deci să nu vină nici Vâncă, nici Bebenica. Păi ce ar fi culmea să mă duc eu cu ăștia în emisiune? Ce pot eu să vorbesc cu ei în televiziune? Poți la emisiuni cu domnul Avram, de exemplu, cu Costel.
ne-am mai certat acolo, am fost cu domnul Molot, am mai discutat, dar nu o să mă duc să discut cu... Eu am 15.000 de voturi totuși. Eu am înțeles, dar și oamenii vor să afle mai multe despre complex energetic Hunedoara de la toată lumea care ar putea să le spună. Tocmai de aia mă invit și o să vin la tine în emisiune, că o să mă invit. Am intrat din nou cu înregistrarea în care deputatul Cristian Răzmeriță explică de ce oamenii de acasă nu merită să-l vadă în emisiunea noastră, pentru că mie mi se pare foarte important pentru alegători să vadă cum gândește un om care a fost ales de 15.000 de oameni. În continuare, spuneți-mi, domnule Petrenica, are România nevoie de cărbune? De cărbunele din Valea Jiului? Putem să facem o legătură directă cu energia produsă pe bază de cărbune din Valea Jiului și dacă vrem să considerăm pe mai departe importanța termocentralei Mintia și a Paroșenului în sistemul electroenergetic național, putem să spunem că mai este nevoie de cărbunele din Valea Jiului, dintr-un considerent tehnic, în primul rând, și mai apoi și social. Cele două termocentrale sunt astfel construite încât să funcționeze arzând cărbune cu o putere calorifică pe care o are cărbunele scos din subteranul Văii Jiului, respectiv 4200 de kilocalorii, putere maximă calorifică, 4200 kilocalorii pe kilogram. În situația în care minele din Valea Jiului și-ar opri activitatea mâine, cele două termocentrale ar fi obligate să-și oprească la rândul lor activitatea, pentru că orice cărbune ar dori să aducă din import are o putere calorifică care depășește 5.500-6.000 de kilocalorii și nu ar putea să fie folosit în cele două termocentrale. Strategia energetică a României însă nu vorbește, bine, ea lipsește cu desăvârșire că se vorbea puțin mai devreme de lipsa strategiilor la nivel guvernamental. Eu mă opresc la a vorbi doar de strategia energetică pentru că este zona mea de activitate, deși s-a tot încercat realizarea unei strategii energetice care să fie preluată de la un guvern la celălalt și să nu fie modificată ori de câte ori guvernele se schimbă. Iată că suntem în situația în care nu avem o astfel de strategie energetică și nu putem să spunem că specialiștii din România pe domeniul energetic au pus punct și pe cărbunele din Valea Jiului sau nu. În situația în care ne desfășurăm activitatea asta și din cauza faptului că nu avem sprijinul necesar pentru a ține această activitate la linia de plutire, putem să spunem că nu mai este nevoie de cărbunele și de energie electrică produsă pe cărbune din Valea Jiului. Dar vara anului 2015, ca să nu ne întoarcem mai în urmă, a demonstrat încă o dată, dacă era nevoie, că în momentele de criză energetică pe care le poate traversa România, că vorbim de secetă în primul rând, România se bazează pe producătorii de energie pe bază de cărbune, astfel că atât complexul energetic Oltenia cât și complexul energetic Hunedoara au fost, li s-a cerut să intre în funcție cu cât mai multă putere disponibilă pentru a menține echilibrul sistemului electroenergetic național. Dacă acești producători, Oltenia și noi, care rămânem până la urmă baza de funcționare a sistemului energetic național, vor fi închiși, România, peste nu foarte mult timp, va fi obligată să-și realizeze echilibrul energetic din import de energie și iată că ajungem dintr-o țară care importă aproape totul și care cred că independentă mai este doar din punct de vedere energetic, să ne pierdem și acest atu al nostru ca dar și țară. Dar la importul mea acesta de cărbune, cine are de câștigat? Nu cumva intermediarii? Și dacă au intermediarii, cine sunt ei? Că dumneavoastră trebuie să-i cunoașteți.
Pe importul de cărbune este declanșată ancheta Direcției Naționale Anticorupție, iar documentele care au fost ridicate de la complexul energetic Hunedoara, despre care nu mai știm în ce stadiu sunt, bineînțeles că probabil că așa și este normal să nu știm până nu se va ieși public de către cei care cercetează acest caz. Aceste documente vizează exact importurile de cărbune și cazul cel mai răsunător care a ajuns până la urmă și în media a fost acela în care o firmă, o societate din Ungaria care avea ca și obiect principal de activitate ceva legat de sexologie a fost, da, nu este o glumă, a fost firma care a adus cărbune la termocentrala de la Mintia. Păi și aici în mineritul nostru nu sunt firme care vând pătrunjel și ele de fapt fac și plase, fac și repară și utilajele miniere. Noi, da, tot probabil că lucru. Nu este nicio ilegalitate ca o firmă să aibă ca domeniu principal de activitate ceea ce am spus eu puțin mai devreme, să aibă ca și obiect secundar și comercializarea. Dar spuneam că sunt oamenii potriviți la momentul potrivit pentru anumite interese. Dacă pot interveni și eu un pic, totuși există o bursă a mărfurilor, cred că achizițiile s-ar putea face mult mai corect și mai onest, fără să fie tot felul de intermediari de prin diverse țări, chiar și din România. Toate produsele sunt pe bursă, se pot cumpăra de acolo în mod corect și total transparent. Acum, probabil, acest tip de a cumpăra de pe bursă nu este cel mai benefic pentru decidenții importurilor, pentru că cred că încolo se duce și ancheta DNA de asta. Eu n-am auzit de corect și transparent când a venit vorba de minerit, de atâția ani de când sunt în presă, nu? Nu, deci este clar. Și firma, probabil, care a făcut achiziția tot de pe bursă, a cumpărat cărbune. Nu cred că s-au dus ei să caute un contract în Australia sau în Ucraina sau în alte părți. De regulă, tranzacțiile cu cantități foarte mari de materiale sau de absolut orice se fac pe bursa de mărfuri. Da, acest lucru ne poate lămuri, domnul Petrenic. Da, cu siguranță că în acest mod s-a făcut și această achiziție, însă întocmirea caietului de sarcini rămâne totdeauna în sarcina celui care dorește să facă achiziția și de s-a făcut pentru firma foarte care multe trebuia să câștige, ori, exact, acest caiet de sarcini este întocmit în așa fel încât să câștige cine trebuie. Despre faptul că mineritul se află în groapă și despre vinovați ne-a vorbit și un fost director din minerit, Alexandru Blaș pe numele lui. Acesta a condus de-a lungul anilor mai multe unități miniere, a făcut parte din Consiliul de Administrație al Complexului Energetic Hunedoara și chiar nu este străin de fenomen. Alexandru Blaș crede că în momentul de față noi am depășit chiar și cel de-al 13-lea ceas și chiar nu mai avem ce să facem. Mineritul este pe moarte. Haideți să-l ascultăm. Cine este vinovat din punctul nostru de vedere pentru situația dezastruoasă în care se află complexul energetic Hunedoara? Fără a mă eriga într-un mare specialist în a estima viitorul unor companii sau trecutul dezastruos în cazul nostru, mă repet și acum, cred că perioada de după 90 trebuie să ne asumăm sigur parțial fiecare dintre cei care ne-am perindat de funcții de conducere în cadrul structurilor care actual se numesc complexul energetic Hunedoara. De ce spun asta? Tendința asta de a nu se acorda bani pentru investiții în mineritul prejurului, e clar că vine de după 90. Apoi a fost o perioadă în care totuși producția era la un nivel în care se asigura cel puțin funcționarea fără probleme a termocentralei Paroșeni, iar importurile în cazul Mintiei erau destul de mici. Și în ultimul rând, aș acuza
acuzat guvernul și mai tare de tăcerea pe care o manifestă în ultimii 10 ani, tăcerea cu ghilimele de rigoare față de Valea Jiului, în sensul că toate demersurile făcute în timp au rămas fără niciun răspuns. Putem spune că și politica este vinovată de ceea ce se întâmplă acum? Mă refer la ultimii ani, când politicul s-a implicat foarte mult. Orice guvern e compus din politicieni, nu? Așa știu eu, că tehnocrații la noi nu-și prea găsesc locul în structurile guvernamentare. Și ei. Apoi, sigur, în momentul în care s-a declanșat această procedură de numire pe criterii politice, dezastru a devenit și mai acut și prin contribuția unora dintre aceștia care, sincer, n-au avut poate nici experiența necesară, nici sursele pe care să le identifice, dar și dacă le-ar fi identificat, părerea mea e că guvernul tot nu s-ar fi implicat în a salva Valea Jiului. Există soluții de redresare a complexului energetic Hunedoara? În opinia mea, acum categoric nu, și vă spun și de ce. O redresare presupune alocarea unor sume pe care cu siguranță guvernul, și dacă ar mai avea, prin absurd, bunăvoință, acum nu poate din cauza politicii europene privind energia produsă pe huilă. Vedem în toată Europa țările foste producătoare mari de energie pe huilă se încadrează, să zic așa, în programul de închideri până în 2018, până și Germania. Deci nu văd orice bună intenție, orice campanie politică ar avea loc acum, e imposibil să se mai redreseze minele din cadrul complexului. Apoi, niște termocentrale din nou, să stați foarte rost, pentru să nu uităm, ele sunt cam din anii 60, ori tehnologiile și în domeniul ăsta au evoluat foarte mult. Iar dacă avem proaspăt în memorie costurile privind certificatele de CO2, faptul că termocentrala Mintia are un acord provizoriu de mediu, că nici la Paroșe nu stau lucrurile prea bine, am suficiente argumente să îmi susțin afirmația. Ce e mai trist și teama mea cea mai mare e că în această iarnă în Valea Jiului cei branșați la termoficare vor suferi de frig. Mie mi-a plăcut declarația domnului Blaj. El a spus așa, perioada de după 90 trebuie să ne o asumăm parțial toți cei care ne-am perindat prin structurile de conducere ale actualului complex energetic Hunedoara. Dumneavoastră, ce credeți, domnule Nica? Da, chiar la începutul emisiunii am spus un lucru asemănător, și anume că fiecare moment a fost gestionat în funcție de interesul politic al timpului respectiv. Cam asta s-a întâmplat și în minerit și în energie. Tocmai de aceea minele din Valea Jiului, în loc să acceseze subvenție pentru investițiile necesare în minerit și nu pentru acoperirea diferenței dintre prețul real de producție și cel de vânzare, au dus minele în situația în care se lucrează la nivelul anilor 60, în cele 6 mine deja putem să mai spunem, care mai spun că Petrila este aproape ca și închisă. Tot din această cauză, termocentralele, iată că au întârziat dezvoltarea și implementarea programelor de desulfurare cerute de către Uniunea Europeană. Chiar dacă Paroșeniu se află într-o fază oarecum avansată, ar fi trebuit să fie una care să fi funcționat de cu mult timp înainte. Despre Mintia, ce să mai vorbim, nici măcar nu are demarat vreun proiect de achiziție al
instalației de desulfurare, ceea ce mă face să o spun destul de tranșant că Mintia nu cred că va mai avea vreo șansă de supraviețuire și că acest complex energetic, să-l numim încă generic așa, probabil că într-un viitor nu foarte îndepărtat mai poate să aibă șanse termocentrala Paroșeni și o parte din minele din Valea Jiului. Vrea și domnul Zunica să spună. Vreau să vă pun și o întrebare. Așa. Totuși a existat după 90 un moment zero. Momentul zero a fost înființarea acestui complex energetic, Hunedoara. Și tocmai în ideea asta, cred că Cristian Răzmeriță ar fi fost un pion important în această discuție, pentru că și-a asumat politic acest complex, crearea acestui complex. A fost o temă care a fost foarte dezbătută. Dumnealui a spart multe cremizi în piept în momentul în care complexul energetic a fost înființat. El a pornit tocmai în ideea asta. Dom'le, hai să restructurăm totul, facem o nouă entitate care să fie funcțională. Cum a putut, în ce an s-a întâmplat asta? Cred în 2012. În 2012. Deci e vorba de 3 ani. Prin fuziunea dintre cele două termocentrale și la aproape un an de zile după aceea s-a produs fuziunea dintre complexul energetic Hunedoara și cele 14.000. Eu nu aveam exact data pentru că, să spun, o vedeam mai mult prin spectrul politic, dar știam că în anul 2012, în timpul campaniei electorale, cum am spus, 1 noiembrie, da, a fost foarte dezbătută această temă și a fost văzută ca o relansare a VJ-ului de la momentul zero, ducem 3.000 spre zona neviabilă, rămân 4, care oricum am înțeles că au fost alese prost, sunt mine bune care merg, au mers spre neviabil și altele care au rămas în complex energetic, care n-au performanțe foarte mari. Totuși, mi-e greu să cred, sunt mai 3 ani de atunci. Suntem din nou în aceea situație. Suntem chiar mai rău. Chiar mai rău, nu? Ce se va întâmpla cu minele? Că dumneavoastră sunteți în fenomen. Ce se va întâmpla cu aceste mine viabile? Încotro se vor îndrepta ele? Va exista o relocare sau o nouă societate de închideri sau o relocare a lor spre societatea de închideri? Va merge complexul în totalitatea lui în insolvență și vor rămâne și fără partea asta de termic și de producere de energie, chiar și cu cărbune din import, să spun? Nimeni nu mai spune acum nimic. Toată lumea și-a luat mâna, a pus batista pe țambal, nimeni nu-și mai asumă nici responsabilitatea a ceea ce s-a făcut, nici intenția bună de acum 2 ani nu mai recunoaște nimeni. Că să plecăm de la premisa că intenția a fost foarte bună, da? Dar a ieșuat. Totuși, tot politicul trebuie să decidă încotro se va duce. Dacă nu există o comunicare între dumneavoastră ca și sindicate, că nu aveți permisiunea să discutați cu politicienii, și spectrul politic, cum se va lua decizia încotro va merge acest complex energetic? Eu asta nu înțeleg. Dacă puteți să mă lămuriți și pe mine, vă rog. Cred că cel mai greu moment pe care trebuie să-l traverseze energia și mineritul din județul Hunedoara îl reprezintă data de 24 octombrie anul acesta, când în urma proastei gestionări a activității, complexul energetic Hunedoara a fost obligat să acceseze un ajutor de salvare aprobat de către Comisia Europeană în cursul lunii aprilie, cred că 21 sau 22 aprilie, contează mai puțin, ajutor de salvare care reprezintă o obligație de a fi rambursat în termen de 6 luni de zile, dacă nu prezentăm un program de reorganizare, restructurare a complexului care să aibă sau care să primească avizul Comisiei Europene. Astăzi, când vorbim despre viitorul complexului energetic Hunedoara, ni se refuză în mod continuu prezentarea cel puțin a draftului pe acest program. Știm doar că s-a încheiat prima fază din program respectiv, analiza diagnostic făcută de către ISP, pentru că acest program cu siguranță va fi unul cu măsuri antisociale. Și atunci încearcă să împingă acest termen. Care nu știu vor fi până aflate când... după campania electorală de anul viitor? Nu vor putea să-l ducă până acolo, pentru că în data de 24, acest program prezentat, consultat, avizat, agreat, neagreat de către noi ca și parteneri de dialog social,
va avea un aviz favorabil sau nefavorabil dat de către Comisia Europeană. Dacă acest aviz va fi unul favorabil, complexul energetic Hunedoara are încă șanse, sau cel puțin parte din minerit și din energie, are încă șanse de supraviețuire. Însă, lucrurile sunt extrem de tranșante în situația în care acest program nu va fi avizat de către Comisia Europeană, pentru că într-o astfel de situație se impune în mod obligatoriu întocmirea documentelor pentru lichidarea complexului energetic Hunedoara. Asta este... Dumneavoastră, când veți afla ce conține acest... Nu vreau să intervin și eu un pic. În primul rând, Emil Floruț, mandatul acestui director general este de a întocmi acest program? Printre altele, da, în mandatul... Deci își începe mandatul este, efectiv, da, cu întocmirea acestui program. Deci dumnealui, care nu a avut nicio legătură cu complexul energetic, este cumva un fel de persoana care trebuie să... Păi spune niște lucruri, dar nu vreau să pară chiar foarte morbide. Cel care trebuie să transeze situația asta așa... E de serviciu, o spun eu. Ăsta e un aspect și vreau să mai întreb încă o chestie, că eu am așa, știu și eu de ajutorul de stat și chiar din momentul respectiv mi s-a părut o greșeală, pentru că era logic că trebuie să prezinți un program și din ce știu eu, acest program trebuie să arate că complexul energetic este... funcțional din punct de vedere economic. Deci trebuie să nu mai fie pe pierderi, să înțeleg. Da. Și atunci când s-a făcut acest împrumut în martie, da, probabil s-a făcut o mică analiză a posibilității de a duce complexul energetic în zona profitabilă, sau să zic plus un leu profit. Există posibilitatea asta reală? Pentru că cifrele cum arată în ultimii 3 ani, mie mi se pare total, și mi se pare un alt lucru asumat în urmă cu câteva luni, politic, asumat politic, da, doar pentru a păstra complex energetic încă 6 luni, care acum se întoarce ca bumerang împotriva noastră. Deci e o perioadă de scurt, de timp extrem de scurtă între cele două între acțiune și reacția ei. Bineînțeles că datele se cunoșteau, iar cei care au gândit până la urmă acest ajutor de salvare, eu nici nu i-aș spune ajutor de salvare, pentru că el reprezintă încă o piatră de moară legată de gâtul energiei și mineritului, pentru că în loc să fie întrebați cei care au condus complexul până la data când erau obligați să cumpere certificatele de carbon și nu au asigurat resursele financiare necesare pentru această achiziție, în loc să fie întrebați de către organele de cercetare sau de către minister de ce nu s-a întâmplat acest lucru, mai bine au fost înlocuiți, astfel încât responsabilitatea de care vorbeați puțin mai devreme a celor care dețin la un anumit moment o anumită funcție să fie disipată, în așa fel încât chiar dacă moare cineva, nu știe care doctor a determinat moartea lui, a murit pur și simplu pe masa de operație. În toate calculele pe care le fac guvernanții de la gândirea și de la accesarea ajutorului de salvare, se vorbește de reducerea activității la minim în zona energetică, de disponibilizări de personal și de trecerea pe program de închidere a exploatărilor miniere, astfel încât acestea să poată beneficia de ajutor de stat și cele două entități energetice, Mintia și Paroșen, ce va rămâne din ele, să poată să ardă un cărbune subvenționat și prețul automat, prețul energiei electrice pe care aceștia îl vor face, să fie unul sustenabil pe piață. Cam astea sunt în mare liniile pe care s-a mers încă de atunci în gândirea unui program de reorganizare. Problema cea mai gravă este că întocmirea unui program de închidere a exploatărilor miniere trebuie făcut astăzi pe un regulament care funcționează, care este asumat de către toate statele membre ale Uniunii Europene. Iar acesta nu vorbește de alt termen decât de 2018. Există la această dată un memorandum care prezintă o justificare tehnică a celor patru exploatări miniere, prin care se demonstrează că activitatea de producție a acestora trebuie să se desfășoare
pe încă cel puțin 7 ani de zile pentru a ajunge pe linia de capăt cu toate capacitățile de producție deschise, urmând ca o perioadă de aproximativ 3 ani de zile să reprezinte o perioadă de închidere efectivă a acestor exploatări. Bineînțeles că nici măcar această argumentare de închidere pe o perioadă de aproape 10 ani de zile nu este una care să ne satisfacă și care să ne încânte pe noi ca reprezentanți ai salariaților și cred că pe niciun om de bună credință al Văi-Jiului cel puțin nu trebuie să îl bucure o astfel de direcție. În Valea Jiului trebuie să existe o termocentrală și producători de energie electrică pe bază de cărbune din Valea Jiului, pentru că este încă posibil să se întâmple acest lucru, dar numai și numai cu decizie politică. Statul român continuă să subvenționeze producători de energie electrică și termică cu sute de milioane de lei în multe părți din această țară, dar când este vorba de Valea Jiului, lucrurile încep să se potignească. Despre de ce se potignesc oamenii în Valea Jiului vom afla după o scurtă pauză de publicitate. SECE Eurojob SRL Petroșani în calitate de partener 1 împreună cu SECE Compaesa Sibiu în calitate de beneficiar și AJFM Sibiu partener 2 implementează proiectul Fi activ și adaptează-te pe piața muncii. Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității de ocupare a grupurilor de persoane cu o situație dificilă pe piața muncii, în special a grupurilor dezavantajate pe piața muncii, prin măsuri active de ocupare. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane investește în oameni. Noul Petroșani, Salon Plăduț vă oferă profesionalism în lucrul cu copiii și oferă pentru aceștia scaun tip mașinuță și loc de joacă. Duminica, salonul vă stă la dispoziție pentru petreceri private. Tundeți copilul la Plăduț și sigur va fi cel mai cool din oraș. Asta pentru că aici tunsul este o distracție. Ne găsiți în Petroșani, strada Avram Iancu, numărul 7 la parter, în locul postului Plafar. Pentru programări și informații ne puteți contacta la numerele de telefon 0354 104 285 sau 0763 018 317. Salon Vlăduț, coafură și frizerie pentru adulți și copii. Fabrica de canapele din Vulcan angajează în condiții avantajoase muncitori necalificați și calificați pentru următoarele posturi: tăietor în piele, cusător și tapițeri. Mai multe relații puteți obține la numerele de telefon 0254 515 231 sau 0727 006 200 sau direct la sediul firmei din Vulcan, lângă spital. Școala sanitară post-liceală Petroșani, înființată prin ordinul de ministru numărul 5048 din 17 septembrie 2013, face înscrieri pentru specializarea asistent medical generalist. Cu cea mai mică taxă de școlarizare de doar 1600 de lei pe an, cu un laborator modern și profesori specializați, școala vă așteaptă să-i treceți pragul. Alege școala sanitară post-liceală Petroșani și devină un bun profesionist. Înscrierile se fac zilnic între orele 8 și 16 la sediul aflat în incinta Casei de Cultură a Sindicatelor din Petroșani. Pensiunea Retezat, situată într-un cadru mirific lângă liziera pădurii în zona localității Câmpului Neag, la poarta de intrare în Parcul Național Retezat, vine în întâmpinarea turiștilor săi cu o gamă largă de servicii. Pensiunea noastră vă oferă un spațiu modern pentru organizarea de nunți și botezuri sau orice alt eveniment festiv. Totodată vă oferim cazare, piscină, păstrăvărie, două parcuri de aventură, perete de cățărare, pistă de tubing, plimbări cu trăsura, echitație, loc de joacă pentru copii, dar și trasee tematice. Informații și rezervări la telefon 0722 538 551. Alege pensiunea Retezat și momentele tale libere vor deveni de neuitat.
Jiul Exchange SRL vă oferă cel mai mic comision din Valea Jiului, de doar 0,25%. Totodată beneficiați de un bonus de 10 zile cu comision zero. Doar la noi găsiți seriozitate și servicii de calitate. Vă așteptăm la oricare dintre punctele noastre de lucru din Lupeni, zona Cinema, Petrila lângă Ala Z, Petroșan lângă Optica, dar și lângă Florăria Camelia. Jiul Exchange SRL. Diferența se vede în buzunarul tău. Vrei să dai o notă de eleganță evenimentelor din viața ta? Îți oferim spre închiriere o gamă largă de accesorii pentru nunți și petreceri. Avem accesorii pentru mașini, dar și diverse obiecte pentru colțul foto, cu care poate fi creat un cadru de poveste. Prețuri și detalii despre acestea puteți afla apelând numărul de telefon 0725 347 328. Alege accesoriile noastre și evenimentul tău va deveni unul de neuitat. Ne distrăm cel mai bine când stăm împreună. La un film sau pe net. Toamna asta, la pachetele de 3 servicii, UPC îți aduce acasă cadou net de 500 de mega cu Wi-Fi sau pachetul cinema cu cele mai tari canale de filme. Deschide-ne ușa sau hai la noi în magazine! 10 Eurojob SRL Petroșani în calitate de partener 1 împreună cu 10 Compaesa Sibiu în calitate de beneficiar și AJFM Sibiu partener 2 implementează proiectul Fii activ și adaptează-te pe piața muncii. Perioada de desfășurare a proiectului este de 10 luni din 24 februarie până în 24 decembrie 2015. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane investește în oameni. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Radarul pădurilor va stopa defrișările ilegale. Informează-te! www.apepăduri.gov.ro. Cu oameni de calibru meu, adică cu președinte de la PNL, cu Țâmpău, cu Adrian David. M-ai înțeles? Am înțeles. Bun, de la sindicat are voie să vină cineva? Nu. Deci eu mă duc în emisiuni eu. Sau și cu invitați de aceeași... Cum să zic, eu toți sunt la un nivel foarte ridicat, eu sunt prieten cu toți, dar eu nu mă duc să discut cu câte un consilier local sau fără niciun fel de supărare. Am înțeles. Eu mă duc în emisiuni eu și mă duc cu invitat fără supărare, deși ei sunt oameni deosebiți, foarte buni, foarte ok, din punct de vedere politic la nivelul meu. Am înțeles, deci să nu vină nici Vâncă, nici Bebenica. Păi ce ar fi culmea să mă duc eu cu ăștia în emisiune? Ce pot eu să vorbesc în emisiune? Poți la emisiuni cu domnul Avram, de exemplu, cu Costel. Ne-am mai certat acolo, am fost cu domnul Molot, am mai discutat. Dar o să mă duc să discut cu... Eu am 15.000 de voturi totuși. Eu am înțeles, dar și oamenii vor să afle mai multe despre complexul energetic Hunedoara de la toată lumea care ar putea să le spună. Tocmai de aia mă invit și o să vin la tine în emisiune, că o să mă invit. Oamenii cu 15.000 de voturi în spate nu pot sta cu ăștia doi în studio. Eu pot sta și avem niște discuții foarte interesante și am și parte de argumente pertinente. Domnule Nica, spuneați chiar înainte de pauză că atunci când vine vorba de Valea Jiului, lucrurile se poticnesc. De ce? Pentru că nu avem oameni care să ne susțină la nivel de București, acolo unde se iau deciziile. Din păcate, parlamentarii
județului care ar trebui să reprezinte interesul, în primul rând, economic și social al zonei, care în urma 15, 20, 30 de mii de voturi ocupă un fotoliu de parlamentar, nu ar trebui să se ocupe de interesele politice sau de grup și de numiri în funcții la societăți de stat care, iată, au fost îngropate, și ar trebui să susțină până la urmă interesul zonei, lucru care, din păcate, cel puțin în ultima perioadă de timp, eu nu l-am simțit. Din contră, există, nu le am la mine, dar vi le pot prezenta dacă doriți, nu unul sau două, ci mai multe documente care atestă că la nivelul la care lucrează cel puțin domnul deputat Răzmeriță, se fac interpelări către ministrul energiei, către premierul României, prin care se cere socoteală legată de activitatea liderilor de sindicat, de anumite spații care au fost sau nu au fost închiriate. Și ministrul ce răspunde? Păi ministrul are obligația de a-i răspunde conform legilor din România. Corpul de control al ministrului își petrece timp în Valea Jiului pentru a ridica și a documenta cele cerute de către parlamentar. Iată că astea sunt activitățile celui care, mie îmi pare rău, nu a avut, zic eu, curajul să stea la aceeași masă cu noi, pentru că până la urmă suntem oameni și cred că putem să avem o dezbatere deschisă, indiferent de... Dar de ce nu puteți avea dezbatere deschisă? Păi eu cred că putem să avem. Păi faptul că dumnealui... Păi, dar nu sunteți de același calibru. Deschiderea pentru dezbatere există. Nu? Și am rămas surprins și eu că domnul Răzmeriță n-a venit. Ar fi fost o oportunitate foarte bună să lămurească istoricul atât de scurt al complexului energetic Hunedoara pe care îl dezbatem acum. Din păcate, văd că toată lumea a pus așa batista pe țambal și nu mai vrea nimeni să asculte, să audă despre acest complex energetic. Ce se va întâmpla după 24 octombrie, domnule Mica? Dacă cei de la Bruxelles vor considera că programul pe care omul ăsta, care câștigă, nu știu, vreo 4 miliarde pe lună, pe an, salariul nu este bun, ce facem? Închidem tot? Plecăm unde? Care e alternativa? Vă răspund și la întrebare. Înainte de aceasta, vreau să spun că am sesizat la toate nivelurile la care noi am considerat că mai se poate lua o decizie în ceea ce ne privește problemele complexului energetic Hunedoara. Am sesizat CSAT-ul, am sesizat premierul României, ministerul, nu mai spun de câte ori, pentru că dacă lăsăm la o parte problema economică a complexului, închiderea acestuia va genera o problemă socială pe care nu și-o va mai asuma niciun politician din județ, pentru că experiențele ne arată că atunci când sunt la putere încearcă să găsească soluții de moment și de pasare a problemei pentru următorii care vor veni, iar când sunt în opoziție, să spună cât de multe ar face pentru noi dacă ar fi la putere. Și nu vreau să trec, pentru că sunt și trebuie să recunosc deranjat de atitudinea domnului deputat în ceea ce privește un dialog deschis pe problemele, până la urmă, ale celor care pe mine m-au desemnat președinte de sindicat și pe dumnealui deputat în Parlamentul. Aici e mult mai important dialogul față de dialogul ce-l purtăm noi, să zicem, unul informal, pentru dumnealui are și posibilitatea să intervină pentru luarea acestor decizii. Deci este absurd să reprezinți o zonă, să fie principalul agent economic al acestei zone, principalul loc de unde pot apărea probleme sociale în viitor, și tu să refuzi să discuți cu președintele sindicatului
cu cel mai mare număr de membri, dacă am înțeles. Ce frumos e în lumea dumnealui. Păi în lumea dumnealui probabil, acolo se întâlnesc oameni care au toți, sunt foarte legitimați, care se înțeleg probabil la modul Cristi Răzmeriță, nu interveni pe problema cu apă, susține-mă și eu nu mă bag pe problema cu CNH-ul ca să nu ne deranjăm niciunul, nici celălalt. Ați văzut că îi înțeleg. Da, păi tocmai asta am rămas surprins și tot mai am rămas surprins după ce a enumerat că nu se poate vedea cu niciun consilier local sau consilier județean. Costel Avram nu este legitimat în niciun fel. Dumnealui este director mandatat, deci este în urma unei numiri a unui consiliu de administrație. Reprezentativitatea dumnealui este zero. Nu înțeleg în ce idee poate discuta cu Costel Avram și nu poate discuta, cu dumneavoastră. Adică domnului care reprezintă cel mai mare sindicat. E cea mai puternică voce. Până la urmă, fiecare dintre noi reprezintă un număr de oameni. Și dumnealui ca și lider de sindicat și eu ca și consilier județean. Totul se rezumă la înțelegerile politice. Din păcate, în Valea Jiului s-a format așa un gem de politicieni care încearcă să astupe toate lucrurile, să găsească explicații cât de cât fezabile la orice se întâmplă, iar ce nu putem explica, să facem cumva să punem mizeria sub preș și în așa fel încât totul să pară poleic și frumos. În anul 2012, în timpul grevei generale care a avut loc în Valea Jiului, desfășurată între 5 și 9 martie, dacă bine mi-aduc aminte, a fost o săptămână de zile în care mii de mineri au fost pe stradă. De ce? Pentru că negociasem un act adițional cu conducerea Companiei Naționale a Huile la vremea respectivă, act adițional care nu a fost pus în practică. Pentru că vă vorbeam de sprijinul politic și de felul în care se comportă politicienii județului când sunt sau când nu sunt la putere, o spun extrem de deschis, cu domnul Gligor am făcut nenumărate drumuri la București la nivelul Ministerului pentru a încerca să rezolvăm problema și înainte de declanșarea grevei, dar și în perioada grevei, iar în data de 8 martie, domnul deputat Răzmeriță, când minerii mii erau pe străzile Petroșanului, împârțea flori în municipiul Lupeni. Nu spun că este un gest pe care n-ar fi trebuit să-l facă, însă Valea Jiului ardea de cu totul altă problemă, nu de împărțirea florilor pe străzile orașului. Dar n-ați putea face cumva ca voi, sindicatele între voi, să reușiți să vă înțelegeți că nu este unitate nici între sindicate. Nefiind unitate între sindicate, au loc astfel de derapaje, părerea mea. Este aproape imposibil, este un lucru pe care noi l-am demarat și pe care ni l-am dorit încă de la modificarea legii sindicatelor și de la apariția legii dialogului social, când la nivel de unitate reprezentativitatea unui sindicat era dată de cel puțin jumătate plus unul din numărul total de angajați ca fiind membri ai respectivei organizații. Sunt lideri de sindicat care s-au înregimentat politic invocând interesul organizației, dar care de fapt ascund interesul lor personal. Nu există, din punctul meu de vedere, nicio motivație în a deveni membru al unui partid politic atunci când ești lider de sindicat, pentru că tu ca lider de sindicat trebuie să ai o relație de colaborare cu toate partidele politice și cu toți exponenții partidelor politice. Ai nevoie de multe ori de sprijinul acestora, pentru că un guvern este politic și deciziile de care depind soarta celor pe care îi reprezinți tu se iau la nivel guvernamental și este normal să ai o relație profesională de dialog cu oricare dintre exponenții politici ai tuturor partidelor, nu numai al uneia sau al altuia. Eu am avut destul de mult de pătimit din cauza neapartenenței mele politice. În anul 2013, când Sindicatul Muntele a organizat pentru prima dată în istoria sindicalismului alegeri cu urne de vot și au votat toți membrii de sindicat din cadrul complexului energetic, liderii de sindicat aserviți politic
după ce nu au reușit debarcarea mea de la putere, pentru că nu eram iubit de către conducerea PSD-istă de la acea vreme, au părăsit organizația sindicală, iar ei sunt foarte bine cunoscuți, nu le dau numele acum pentru că nu sunt importanți în viața sindicală din cadrul societății. Interesele personale, financiare, pentru că sunt lideri de sindicat care au probleme grave legate de justificarea banilor proveniți din cotizația membrilor de sindicat, lideri de sindicat înregimentați politic sau care poartă alt interes de grup, nu reușesc sub nicio formă să facă această unitate sindicală de care poate că ar putea să se bucure salariații. Dar și în sindicat, ca și în politică, lucrurile vor rămâne împărțite, pentru că va fi, cred eu, imposibil să se ajungă vreodată într-o situație în care toți să meargă și să creadă în același lucru. Avem lideri de sindicat care cred în închiderea mineritului, care în același timp sunt și agățați în probleme de justificare a cotizației minerilor. Avem lideri de sindicat care nu reușesc să priceapă nivelul extrem de critic la care au ajuns problemele complexului energetic Hunedoara, și aici fac referire fără supărare la liderul de sindicat de la Termocentrala Paroșeni, care este blocat în cu totul și cu totul altă lume decât cea în care se află astăzi complexul energetic Hunedoara, Termocentrala Paroșeni și Termocentrala... Nu mi-ați răspuns la întrebarea anterioară. Ce se va întâmpla după 24 octombrie dacă cei de la Bruxelles vor constata că acel program nu este bun? Ce facem? Ne închidem cu tot? Complexul energetic Hunedoara își va întocmi documentele pentru lichidare. Probabil că această lichidare se va face prin divizarea acestuia și crearea de entități. De fapt, cam și ăsta este scopul către care se îndreaptă Ministerul Energiei, fără să o spună într-un mod tranșant. Separarea complexului energetic Hunedoara, Mintia, Paroșeniu, minele din Valea Jiului, fiecare cu soarta lui. Am o teamă foarte mare, pentru că actualul director general nu vrea să se înțeleagă cu ISPE-ul care întocmește acest program și care are nevoie actualul de... Actualul director, Domnul Floruț, da. Care nu vorbește nimeni. Refuză să agreze programul sau partea din program pe care este deja realizată de către acest institut care a câștigat o licitație pentru realizarea programului de restructurare. Conducerea complexului energetic Hunedoara a avut frână pusă de la Ministerul Energiei în sensul de a aloca o sumă foarte mică, 60.000 de euro, poate să pară o sumă mare, însă pentru realizarea unui proiect serios de restructurare a unei astfel de entități economice era nevoie poate de o firmă care avea experiență la nivel european și care putea să fie mult mai credibilă în fața celor de la Comisia Europeană. Eu nu spun că cei de la ISP nu au credibilitate sau că programul pe care ei îl vor face nu va trece și nu va primi un aviz favorabil. Însă, din ceea ce am citit și eu, din informațiile pe care le am, un astfel de proiect se întocmește având o renumerație de sute de milioane de euro pentru ca acest proiect să fie unul incontestat de specialiștii din Comisia Europeană. Probabil că se dorește ca acest proiect să fie unul evaziv, care să nu treacă de Comisia Europeană, și în acest mod decizia să nu mai cadă în sarcina guvernului politic, să vină să spună: domne, din punct de vedere tehnic ne pare foarte rău, Comisia Europeană a luat decizia că voi nu mai aveți nicio șansă de redresare, și în acest fel Mintia
fără nicio șansă de supraviețuire, minele doar supraviețuind cu ajutor de stat și implicit program de închidere, iar termocentrala Paroșen la fel să funcționeze pentru o perioadă de timp relativ destul de redusă. Domnule Sfâncă, dumneavoastră? Deci până la urmă niciuna din entități nu este viabilă, ca să spunem, pe o perioadă foarte lungă de timp. Cred că, cum spun specialiștii, trebuie să ținem cont de părerea lor. Viitorul nu arată minerit prea îndelungat. Ar trebui măcar să se găsească niște soluții alternative. Asta vreau să mă întreb. Alternativă există? Păi, haideți să vedem alternativa. Tot discutăm de alternativa asta. Care este? De ani de zile. Din păcate... Pe hârtia lor dă bine. În practică, vedem și noi ce avem în zonă. Nu prea merge. Nu prea merge. Nu s-a dus niciun proiect până la sfârșit. Până la urmă, Straja, dacă o privim, cu toate problemele de acolo, nu? Nu vreau să amintesc problemele familiei Răzmeriță de acolo, ca să nu considere domnul Răzmeriță ca neapărat gâlceavă cu dumnealui, că probabil obișnuit cu termenul din discuțiile cu Costel Avram. Dacă privim Straja, totuși este singura stațiune funcțională care pe timpul iernii poate să genereze anumite venituri. Dar restul stațiunilor turistice sunt în faza... Păi eu vă anunț că anul trecut investițiile noi n-au funcționat. Că... Păi n-au funcționat tot din cauza gândirii. Nu poți într-o stațiune cum e Straja, care are 5 teleschiuri, o telegondolă și încă un telescaun, să fie doi operatori. Și eu schiez. Și este stupid să te ajungi acolo, nu știi unde poți schia, în primul rând din cauza condițiilor termice. Nu toate pârtiile sunt funcționale și nu știi ce să-ți cumperi. Plus, există un telescaun pe creastă care n-a funcționat deloc și nici nu va funcționa niciodată, pentru că nimeni nu va plăti 200 de lei să urce cu teleschiu până la telescaun și de acolo să se poată, să poată folosi telescaunul. Deci este, cum să vă spun, din punct de vedere economic, ele nu sunt fezabile. Nu sunt fezabile. E clar că nu vor avea o finalitate economică această gândire. Trebuie găsit o soluție în așa fel încât să fie un singur operator. În momentul în care va fi un singur operator, cred că Straja, cu instalațiile de cablu, stă destul de bine, deși parte din ele sunt învechite, dar sunt funcționale, stațiunea poate fi folosită de turiști. Din păcate, avem alte două exemple. O investiție la Vulcan, care duce nicăieri. Acum și nu mai merge niștele acolo. Un domeniu schiabil la Petroșani, care, deși ar putea fi funcțional, are pârtii, are tot ce trebuie ca să funcționeze, nu are cablu. Mă întreb, unde e logica, unde e gândirea pentru lucrurile astea? Este total inacceptabil. Ar trebui măcar să se discute la Ministerul Turismului să demonteze telecondola de la Vulcan și să aducă la Petroșani să se poată face ceva cât de cât, deși e clar că nu este o soluție. Doar așa, ipotetic. Suntem gândind în ultimele minute ale emisiunii, așa că rog și pe domnul Nica să ne spună, există alternative? În viziunea mea, ca și lider de sindicat și cetățean al Văii Jiului, cred că singura soluție pentru Valea Jiului rămâne conurbația, dezvoltarea unui sistem de termoficare la nivelul Văii Jiului și crearea unei dependențe între termocentrala Paroșeni, care împreună cu 2, 3, poate chiar 4 exploatări miniere să poată să genereze atât agentul termic cât și energia electrică. Nu este o idee nouă, este un concept mai vechi, însă sper că cei care conduc primăriile, edilii locali din Valea Jiului, să înțeleagă că interesul Văii Jiului trebuie să primeze față de interesul localității respective și că putem și noi să avem un Radet, un Elcen al Văii Jiului, care cu ajutor guvernamental să rămână să producă în continuare energie electrică și termică pentru 130.000 de locuitori, nu grupulețe mici așa cum suntem împărțiți astăzi. Nu vreau să cred că nu are șanse de reușită, însă noi ca și organizație sindicală avem un astfel de demers
pentru a face o dezbatere publică și a arăta, nu noi, ci specialiștii pe care îi invităm, care sunt avantajele conurbației și de ce aceasta poate să salveze mineritul și energia din Valea Jiului, deși acest demers este făcut în urmă cu aproape o lună de zile. Până la data prezentei nu avem decât de la Primăria Petroșani, Primăria Petrila și Primăria Vulcan un răspuns prin care aceștia se arată interesați de acest lucru. Celelalte primării, din păcate, au tratat cu dezinteres inițiativa noastră. Domnule Zvâncă, aș vrea la sfârșit așa să spun că e o temă care trebuie să rămână în dezbatere. Să vedem ce se va întâmpla după acest raport, după ce vom primi răspunsul de la Comisia Europeană, și îmi permit, dacă o să-mi permiți și tu, Ana, să-l mai invităm o dată pe Cristian Răzmeriță. Poate a doua oră își va face mai mult curaj să-i privească în ochi și pe cei mai mici ca dumnealui, nu doar pe cei care sunt mai mari sau la nivelul dumnealui. Cum să nu, cum are drag, invitația pentru dumnealui este întotdeauna deschisă. Domnilor, vă mulțumesc că ați participat la această emisiune. Pentru mine a fost o onoare să vă am în platou, sunteți de calibrul meu. Iar cu voi, cei de acasă, ne vedem săptămâna viitoare. Vom avea duminica viitoare lucruri foarte interesante despre Petrila. La revedere!